François de Chateaubriand. Călătorii. Călătorie în America. Ocârmuirea. Huronii și irochezii. Republica în starea naturală. Dacă natchezii reprezintă tipul despotismului în starea naturală, iar creekii primul tip de monarhie limitată, huronii și irochezii reprezintă în aceeași stare naturală forma de guvernământ republicană. Aveau, ca și creekii, în afară de Constituția Națiunii propriu-zisă, o adunare generală reprezentativă și un pact federativ. Forma de guvernământ a huronilor se deosebea puțin de cea a irochezilor. Pe lângă sfatul triburilor exista un șef ereditar, a cărui succesiune se continua prin femei, ca și la natchezi. Dacă șeful era lipsit de descendenți, cea mai nobilă matroană a tribului alegea un șef nou. Influența femeilor trebuie să fi fost mare la un popor, a cărui politică și natură le dădeau atâtea drepturi. Istoricii atribuie acestei influențe o parte din bunele și relele însușiri ale huronilor. La popoarele din Asia, femeile sunt sclave și nu participă nici într-un fel la guvernământ. Dar, împovărate de grijile casnice, ele nu iau parte, în general, la cele mai grele munci ale pământului. La popoarele de origine germanică, femeile erau libere, dar rămâneau străine de actele politice, ba chiar și de cele de curaj și de onoare. La triburile din Nordul Americii, femeile participau la treburile statului, dar erau folosite și la acele treburi grele pe care în Europa civilizată le îndeplinesc bărbații. Sclave și vite de povară pe câmp și la vânătoare deveneau libere și regine în adunările de familie și în sfaturile poporului. Abia la gali afli ceva asemănător cu această condiție a femeilor. Irochezii sau cele cinci triburi numite în limba algonchină Aganonsioni erau o colonie a huronilor. S-au despărțit de aceștia din urmă într-o epocă necunoscută, au părăsit malurile lacului Huron și s-au așezat pe malul meridional al râului Hochelaga, Saint-Laurent, nu departe de lacul Champlain. Apoi s-au urcat până la lacul Ontario și au ocupat ținutul situat între lacul Erie și izvoarele râului Albany. Irochezii oferă un mare exemplu cu privire la schimbarea pe care opresiunea și independența pot să le opereze în caracterul oamenilor. După ce i-au părăsit pe huroni, s-au dedat culturii pământului și au devenit un popor agricol și liniștit, de unde și-au tras numele de Aganonsioni. Vecinii lor, adirondacii, pe care noi i-am numit algonchinii, neam de războinici și de vânători ce își întindea stăpânirea peste un ținut imens, îi disprețuiau pe huronii emigranți, de la care își cumpărau recoltele. S-a întâmplat ca algonchinii să invite la vânătoare câțiva tineri irochezi. Aceștia s-au distins la vânătoare atât de mult încât algonchinii invidioși i-au masacrat. Irochezii au pus pentru prima oară mâna pe arme. Înfrânți la început, s-au hotărât să piară până la ultimul sau să fie liberi. Un geniu războinic pe care nu și-l bănuiseră niciodată s-a deșteptat în ei. La rândul lor, i-au provocat pe algonchini, ce s-au aliat cu huronii, din care irochezii își trăgeau originea. Jacques Cartier și apoi Champlain au ajuns în Canada în momentul culminant al acestei dispute. Algonchinii s-au unit cu străinii și irochezii au avut de luptat împotriva francezilor, algonchinilor și huronilor. Curând după aceea, olandezii au sosit în Manhattan, New York. Irochezii au căutat prietenia acestor noi europeni și au procurat arme de foc și au devenit în scurt timp mai pricepuți în mânuirea acestor arme chiar și decât albii. La popoarele civilizate nu există niciun exemplu de război atât de lung și atât de implacabil ca acela purtat de irochezi împotriva algonchinilor și huronilor. A durat mai mult de 3 secole. Algonchinii au fost exterminați, iar din huron n-a mai rămas decât un trib refugiat sub ocrotirea tunului din Quebec.
Colonia franceză din Canada, în momentul când ea însăși era să cadă sub atacurile irochezilor, n-a fost salvată decât de un calcul politic al acestor sălbatici extraordinari. Probabil că indienii din nordul Americii au fost guvernați la început de regi, întocmai ca locuitorii Romei și Atenei, și că aceste monarhii s-au schimbat apoi în republici aristocratice. În principalele târgușoare, hurone și irocheze, se aflau familii nobile, de obicei în număr de trei. Din aceste familii se trăgeau cele trei triburi principale. Unul dintre aceste triburi se bucura de un fel de întâietate. Membrii acestui prim trib se considerau drept frați, iar membrii celorlalte două triburi drept veri. Aceste trei triburi purtau numele triburilor hurone, tribul căprioarei, al lupului și al broaștei țestoase. Ultimul trib se împărțea în două ramuri, marea și mica broască țestoasă. Ocârmuirea, foarte complicată, se compunea din trei sfaturi, sfatul asistenților, sfatul bătrânilor și sfatul războinicilor, în stare să poarte armele, adică al întregii seminții. Fiecare familie dădea sfatului asistenților câte un deputat. Deputatul era numit de către femei, ce adeseori alegeau ca să le reprezinte o femeie. Sfatul asistenților era sfatul suprem. În acest fel, prima putere aparținea femeilor, ai căror bărbați nu erau decât locțiitori. Dar sfatul bătrânilor se pronunța în ultimă instanță și în fața lui erau prezentate deliberările sfatului asistenților. Irochezii socotiseră că nu trebuie să se lipsească de ajutorul unui sex, al cărui spirit liber și ingenios este fecund în resurse și știe să acționeze asupra sufletului omenesc, dar socotiseră de asemenea că deciziile unui sfat de femeie ar putea să fie pătimașe. Doriseră ca aceste decizii să fie temperate și domolite de judecata bătrânilor. Acest sfat al femeilor exista și la străbunii noștri gali. Al doilea sfat, sau sfatul bătrânilor, era mediator între sfatul asistenților și sfatul compus din tinerii războinici. Nu toți membrii acestor trei sfaturi aveau dreptul să ia cuvântul. Treburile de stat erau tratate în fața sfaturilor de oratori aleși de fiecare trib. Acești oratori făceau studii speciale de politică și de elocință. Acest obicei, ce ar constitui o piedică în calea libertății la popoarele civilizate din Europa, nu reprezenta decât o măsură de ordine la irochezi. La aceste neamuri nu se sacrifica nimic din libertatea particulară pentru libertatea generală. Niciun membru din cele trei sfaturi nu se socotea legat personal de deliberările de acolo. Cu toate acestea, nu există niciun exemplu de războinic care să fi refuzat să se supună. Neamul irochez se împărțea în cinci cantoane. Aceste cantoane nu depindeau nici într-un fel anume, nici într-un fel unele de celelalte. Puteau să decidă pacea și războiul separat. În aceste cazuri, cantoanele neutre le slujeau drept mijlocitor. Cele cinci cantoane numeau din când în când deputați ce reînnoiau alianța generală. În această dietă, ținută în mijlocul pădurii, se discutau marile hotărâri privind onoarea și siguranța întregii națiuni. Fiecare deputat prezenta un raport privitor la cantonul pe care îl reprezenta și se purtau discuții asupra mijloacelor prin care să se ajungă la o prosperitate comună. Irochezii erau vestiți atât prin politica lor cât și prin vitejie. Așezați între englezi și francezi, și-au dat seama curând de rivalitatea dintre cele două popoare, au înțeles că vor fi căutați și de unii și de ceilalți. S-au aliat cu englezii pe care nu iubeau, împotriva francezilor pe care îi stimau, dar care se uniseră cu algonchinii și cu huronii. Totuși, ei nu doreau triumful total al niciuneia din cele două partide străine, astfel irochezii erau gata să distrugă colonia franceză din Canada, când un ordin al sfatului Sachemilor a oprit armata și a forțat-o să se întoarcă, iar francezii erau pe punctul să cucerească New Jersey și să-i gonească de aici pe englezi, când irochezii au pornit cu cele cinci neamuri ale lor în ajutorul englezilor și i-au salvat. Irochezii nu aveau comun cu huronii decât limbajul. Huronii, veseli, spirituali, nestatornici, strălucitori și temerari, cu siluetă înaltă și elegantă,
Păreau că s-au născut spre a deveni aliații francezilor. Irochezii aveau dimpotrivă o statură puternică, piept lat, picioare musculoase, brațe nervoase. Ochii mari și rotunzi ai irochezului scânteiau de dorința de libertate. Toată înfățișarea sa era cea a unui erou. Pe fruntea lui se vedeau strălucind o gândire complexă și simțămintele înalte ale sufletului. Acest om curajos n-a fost uimit de armele de foc când au fost pentru prima oară folosite împotriva sa. În fața șuieratului gloanțelor și a bubuitului tunului și-a ținut firea ca și cum le-ar fi auzit toată viața. Părea că nu le dă mai multă atenție decât unei furtuni. De îndată ce și-a putut procura o muschetă, s-a slujit de ea mai bine decât un european. Totuși nu a renunțat la măciucă, la cuțit, arc și săgeată. Dar le-a adăugat carabina, pistolul, pumnalul și securea. Ca și cum n-ar fi avut niciodată arme pe măsura vitejiei lui, înzestrat cu uneltele ucigașe ale Europei și ale Americii, cu capul împodobit cu panașe, urechile tăiate, obrazul mânjit cu negru și brațele vopsite cu sânge, acest nobil campion al lumii noi, de pe malul pe care l-a apărat pas cu pas împotriva străinilor, era de temut atât ca înfățișare cât și în luptă. Virtutea irochezilor își avea izvorul în educația lor. Un tânăr nu se așeza niciodată în fața unui bătrân, respectul față de vârstă era asemănător cu cel pe care Licurg îl făcuse să se nască în Lacedemonia. Tineretul era obișnuit să îndure cele mai mari lipsuri și să înfrunte cele mai mari pericole. Nesfârșitele posturi impuse de politică în numele religiei, vânătorile primejdioase, exercițiul continuu al armelor, jocurile bărbătești și virile făcuseră ca irochezul să aibă un caracter de neînfrânt. Adeseori, băieții își legau mâinile la oaltă, puneau un cărbune aprins pe ele și se întreceau în a îndura cât mai mult timp durerea. Dacă o fată săvârșea vreo greșeală și mama ei îi arunca apă în obraz, această unică mustrare o făcea uneori pe tânără să se sugrume. Irochezul disprețuia durerea ca și viața. Un sachem de 100 de ani înfrunta flăcările rugului, îi întărâta pe dușmani să-și sporească cruzimea, le striga că nu-i vor smulge nici măcar un suspin. Această purtare măreață a bătrânilor n-avea drept scop decât să dea un exemplu tinerilor războinici și să-i învețe să devină demni de părinții lor. La acest popor totul purta amprenta măreției, limba alcătuită aproape în întregime din sunete aspirate, uimea auzul. Când vorbea un irochez, credeai că auzi un om ce, exprimându-se cu greutate, trece succesiv de la intonațiile cele mai joase la intonațiile cele mai ridicate. Așa erau irochezii înainte ca umbra și forța distrugătoare a civilizației europene să se fie extins asupra lor. Deși am spus că dreptul civil și dreptul penal sunt aproape necunoscute de indieni, trebuie să mai spun că în unele locuri obiceiurile au înlocuit legea. Crima care la franci putea fi răscumpărată cu o sumă de bani în raport cu starea materială a persoanelor, la sălbatici nu se răscumpără decât prin moartea criminalului. În Italia evului mediu, familiile respective aveau toate drepturile în ceea ce îi privea pe membrii lor, de aici răzbunările ereditare ce dezbinau populația atunci când familiile dușmane erau puternice. La neamurile din nordul Americii, familia criminalului nu-i sare în ajutor, dar rudele celui ucis își fac o datorie din a-l răzbuna. Criminalul pe care nu-l amenință legea și pe care nu-l apără natura, neîntâlnind refugiu nici în păduri, unde îl urmăresc prietenii mortului, nici la triburile străine ce l-ar preda și nici în căminul său ce nu l-ar salva, devine atât de nenorocit încât un tribunal răzbunător ar face un bine. Acolo ar exista cel puțin o formă, un mod de a-l condamna sau de a-l achita. Căci dacă legea lovește, ea și apără, ca și timpul, ce seamănă și cu lege. Criminalul indian, obosit de o viață rătăcitoare și negăsind o familie publică spre a-l pedepsi, se predă în mâinile unei familii particulare care îl ucide. În lipsa forței armate, crima îl conduce pe criminal la picioarele judecătorului și ale călăului. Crima involuntară se ispășea câteodată prin daruri. La tribul Abenakis, legea era astfel,
Trupul omului asasinat era expus pe un fel de împletitură de nuiele înălțată mai sus. Asasinul, legat de un stâlp, era condamnat să mănânce și să-și petreacă mai multe zile lângă acest stâlp al morții.